Dominic Strauss-Kahn nu mai are secrete. Fostul director al Fondului Monetar Internațional i-a povestit unui scriitor cele mai importante momente din viața sa, iar acesta l-a pus pe hârtie. Biografia lui Strauss-Kahn este deja în librăriile din Franța. Fostul lider FMI a recunoscut că a avut o viață sexuală lipsită de inhibiții, dar spune că nu este genul de bărbat care să violeze o cameristă. Biografia oficială a lui Strauss-Kahn, intitulată Afacerea de SK, contra ancheta, se anunță a fi o lectură captivantă. Fostul director FMI și-a dat jos măștile în fața biografului său. Always needing to seduce, to have women around him. But he's not the only one among French politicians. But maybe his fault was not to be not to take care. În carte, Strauss-Kahn recunoaște că a întreținut relații sexuale cu camerista din hotelul newyorkez, însă menționează că totul s-a întâmplat cu acordul femeii. În plus, biograful afirmă că asta n-a fost prima sa aventură. Moi, dans mon livre sur Dominic Strauss-Kahn, j'ai dit que cet homme avait trompé à plusieurs reprises sa femme. J'ai dit des choses qu'on n'avait jamais dit sur un homme politique, mais je ne suis pas entré dans les détails scabreux. J'aurais trouvé indigne de ma part de donner les noms des femmes. Taumann este convins că Dominic Strauss-Kahn a fost victima unui complot menit să-l scoată din cursa pentru președinția Franței. Potrivit biografului său, numai ordinele venite din Hexagonia au împiedicat pe american să-l elibereze pe fostul șef al FMI la o zi după ce i-au pus cătușele. Au moment où Strauss-Kahn doit partir, alors qu'une caution a été négociée de 250 000 dollars entre ses avocats et le bureau du procureur, au moment où il va partir, on lui dit, attendez, ne partez pas, il s'est passé quelque chose de nouveau. Pe 14 mai, Dominic Strauss-Kahn a fost reținut pe aeroportul din New York, fiind acuzat de violarea unei cameriste. Ulterior, fostul președinte FMI a fost eliberat din lipsă de probe. După ce a ajuns în Franța, a fost din nou dat în judecată, de această dată pentru hărțuire sexuală de către o jurnalistă.